Victor Chironda, candidatul platformei Demnitate și Adevăr la funcția de primar al municipiului Chișinău, a îndemnat astăzi trecătorii să doneze câte un leu pentru concurentul său electoral, Ion Ceban. Chironda le-a explicat trecătorilor că vrea să adune suma de 21.000 de lei, atât cât pretinde de la el primarul suspendat pentru declarații defăimătoare. Să-i împreună ceva, să meargă, să-și cumpere bilet și să ne lase în pace. Să lase în pace viitorul european al Republicii Moldova. Să lase în pace Chișinăul. Contactați telefonic de TVR Moldova, reprezentanții partidului MAN au declarat că nu vor comenta acuzațiile contra candidaților electorali, dar nu vor ezita să-i atace în instanță pe cei care îi vor defăima.